Astra Petrolul este primul meci din cele trei programate la Giurgiu în următoarele 10 zile. Albnegrii vor mai întâlni Ceahlăul pe 1 noiembrie în etapa 13 a Ligii 1 și Celtic Glasgow pe 6 noiembrie în Liga Europa, tot pe arena Marina Anastasovici. Revenind la meciul din această seară, primul pentru Oleg Protasov pe stadionul din Giurgiu, Astra are nevoie de cele 3 puncte dacă vrea să revină pe podiumul Ligii 1. Astralii n-au mai câștigat de mai bine de o lună de la partida cu Pandurii Târgu Jiu din campionat. De cealaltă parte, Petrolul se află în revenire de formă odată cu instalarea lui Gheorghe Mulțescu în locul lui Răzvan Lucescu. O eventuală victorie a prahovenilor la Giurgiu ar fi echivalentă cu locul 2 în clasament după egalul CFR-ului și înfrângerea Stelei. Partida din această seară va fi a 20-a dintre cele două formații, bilanțul fiind favorabil Petrolului, care a învins de 7 ori, în timp ce Astra s-a impus de 4 ori. Alte 8 întâlniri s-au încheiat la egalitate. Astra Petrolul va fi arbitrat la centru de Alexandru Tudor, ajutat la cele două tușe de Aurel Oniță și Octavian Șovre.